Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Acesta este al 15-lea, plus 7 partide din postura de rezervă. Greșeala lui Conte, de care încerca să profite Vlad. Minge scoasă la Budescu, putea să șuteze. Budescu pasează și este gol. Ori este autogol, ori este reușita lui Adam Nemeț. 1-0 pentru... Situație complicată. Iată-l pe Conte, ezită, Vlad recuperează, Budescu trimite în lateral, vine centrarea și este autogol. Cred că este autogolul lui Screciu. Screciu este cel care trimite în proprie poartă. Centrarea lui Ricardinho, Screciu a fost titular din ianuarie, de la 1-0 cu Chindia. Vrea să profite de șansa care îi se oferă. Budescu, excelent din prima, Budescu reprimește de la Vlad. Budescu este în careu, Budescu! Cât pe ce să-l surprinde! Ce fază face Budescu! Luptură liberă exuzată bine, șutat și o luptură de cap a lui Markovic, trimisă peste bară. Bate din ce în ce mai bine acest nu intervii. Marea greșeală a fost în sala lui Conte, din nou șansă importantă. Budescu primește de la Ricardinho, dar trimite peste bară. Ocazie. Chemat de la încălzire Vlădoiu, probabil că va fi înlocuit Conte. Ce ocazie, intervenția lui Pap, esențială. Vlădoiu are, am plinit 23 de ani. Conte! Șutul nu e rău. Șutul nu e rău, dar este ultima acțiune a lui Conte. Gustavo. Primă minge la Vlădoiu. Pasa lui Vlădoiu nu era la Bancu. Șutul lui Bancu! Ce execuție bună reușește Bancu. Acțiune a Craiovei în aceste 39 de minute. Paradă excelentă a tânărului Popa, care a avut partea lui de vină la... Piriaceli salvează Craiova. Marcelo Lopez a scăpat spre poartă. Nu știu dacă închide, dar a face un pas mare spre victorie. Are voluntariul. Foarte bună intervenția lui Piriaceli. Ion Nistor. Bancu. Un șut prins ușor de Popa. Execuție totuși destul de bună. Spiritul de echipă, cred că ăsta este până la urmă secretul acestei formații. Este o șansă! Popa boxează la șutul lui Gustavo. După părerea mea este fault. Așa este, Colici a fost... Da, este offside. După care Colici nu-l faultează, dar îl împiedică pe Meleche să ajungă în zona balonului. Decizie corectă a brigăzii. Rață, Budescu. Este normal, Creva și asumă tot mai multe riscuri. Budescu, faza continuă cu Bayram. Nu ți s-a întâmplat și este golul egalizator. Golul egalizator marcat de Gustavo, 1-1. Minutul 64, nu ce în acest sezon, fantastic. Da, n-am înțeles ce a făcut acolo Budescu, este vinovat de acest gol încasat de echipa lui. Momentul interesant nu se petrece aici în careu, ci acolo la mijlocul terenului. Eu n-am înțeles ce a căzut Budescu, am crezut că a suferit vreo ruptură ceva. Nici vorbă, probabil că a...
spre Armaș. Balonul este respins în ultimul moment de Bayram. În concentrare, Piliaceli greșește și este gol marcat de voluntari. 2-1 înscris. Ce lovitură încasează oltenii. Aici balonul respins de Bayram. Centrează încă o dată Budescu, iar Piliaceli face o mare eroare. Mare eroare a lui Piliaceli. Voluntarul încă nu a făcut nicio înlocuire. Pasa lui Budescu spre Marcelo Lopez. Superbă pasă Lopez. Nemes, 3-1. Super acțiune, super acțiune. Declanșat manual, cea mai frumoasă fază a partidei. Greșeala lui Screciu. Asemenea erori, iată, pot fi pedepsite de un fotbalist cu calitate. Lopez gândește perfect continuarea acțiunii. Ultima oară când Craiova a luat 3 goluri s-a întâmplat în 28 ianuarie. Și atunci meciul a avut o desfășurare similară la Sfântul Gheorghe cu Șepși, 1-3. Au deschis golul repede cei din Sfântul Gheorghe, a egalat. Am intrat în ultimul sfert de oră. Bic. Centrează Gustavo, nu face rău, o ocazie imensă a lui Colici. Unde era apărarea fost? Meleche este cel care se scoate din joc. Se aștepta la o pasă pe 16 metri. Colici